cumpărăm și acum cantități mai mici, dar suntem gata să achiziționăm și putem achiziționa și tehnic și comercial oricâtă energie este nevoie pentru a asigura țara și cetățenii. Și acest lucru s-a întâmplat după mai multe reforme și documente aprobate de guvern. Am fost extrem de determinat să facem acest lucru și da, încă o dată repet, noi suntem mult mai pregătiți pentru a face față la orice criză viitoare energetică. De unde procurăm noi astăzi gaze naturale? Spuneați că de la Gazprom nu mai cumpărăm niciun metru cub de gaz, cel puțin nu-l utilizăm. De unde le procurăm și la ce prețuri procurăm noi astăzi gaze naturale? Deci noi am început să cumpărăm și să facem stocuri de gaze anul trecut, în primăvară. Cea mai mare cantitate de gaz am cumpărat-o în perioada octombrie, noiembrie, decembrie și început de ianuarie. Am cumpărat-o în mare parte de pe piețele internaționale. Așa, știți că am semnat și un acord cu BERD, un credit de 300 de milioane pe care l-am folosit pentru a achiziționa acele rezerve. Prețul fără TVA la care Energocom a vândut gazul către Moldova Gaz a fost de aproximativ 1090 de dolari plus TVA sub 1200 de dolari. Dar astăzi, de unde noi procurăm gaze naturale de undeva? Dacă vorbim de astăzi, la momentul dat, astăzi nu am procurat. Nu mă refer astăzi, luna ianuarie. Noi, luna ianuarie, la începutul lunii ianuarie, am procurat, am continuat să procurăm. Și am continuat să cumpărăm. Am cumpărat în primele 10 zile ale lunii ianuarie. Am cumpărat și pe final de luna ianuarie, dar care va fi livrat în luna februarie. La ce preț? La prețul de piață. Dacă nu greșesc exact, acum ultimul pe care l-am cumpărat, la aproximativ 630 de dolari. Cine plătește pentru gazele naturale pe care Moldova Gaz le oferă celor din stânga Nistrului, mai exact centrale de la Cuciurgan, pentru a produce și a livra energie electrică pe malul drept? Responsabilitatea pentru plata acelui gaz revine malului stâng. Și deja este o relație contractuală, comercială între Moldova Gaz și malul stâng și respectiv Moldova Gaz, Gazprom. Faptul că achită sau nu achită, asta e doar strict problema lor. Chișinăul nu trebuie să aibă dureri de cap dacă cei de la Tiraspol nu vor achita? Noi am spus permanent, relațiile comerciale trebuie să rămână comerciale și atât timp cât există un contract și livrare de gaz, cei care primesc acel gaz trebuie să achite pentru el. Malul drept achită energia electrică conform contractului. Deci noi ne onorăm obligațiunile contractuale. Da, și o întrebare legată de energie electrică pe care o procurăm noi de la centrala termoelectrică de la Cuciurgan. De ce nu produc toată cantitatea necesară de care are nevoie malul drept? Nu vor sau cantitățile de gaze naturale pe care Moldova Gaz le livrează în stânga Nistrului nu sunt suficiente? Din ambele motive. Pe de o parte, nu există suficient gaz ca să producă mai mult, dar în același timp tehnic nu e posibil să producă mai mult reieșind din modul în care este construită acea centrală. Ori pentru a produce mai mult înseamnă să pornească un nou bloc, iar pornirea unui nou bloc înseamnă că ai nevoie de volume de gaz mai mari deja. În același timp malul sau stația de la Cuciurgan produce în mare parte tot necesarul malului drept, fără ceea ce producem local, prin cogenerare. Trebuie să, știu că au fost și mai multe întrebări în spațiu public, dar trebuie să facem anumite clarificări. Deci noi am introdus regulile de piață pe piața energiei electrice, ceea ce presupune că nu mai putem cumva face un fel de barter, cum se făcea înainte cu Ucraina, când nu ajungea sau când era nevoie de mai multă energie, se lua din Ucraina și apoi se întorcea tot energia electrică. Conform regulilor de piață, totul se planifică și se dau toate graficile pe o lună înainte.
Iar Energocom, care este desemnat ca care trebuie să asigure întreaga cantitate, trebuie să se asigure că toate graficele pe care le-a dat înainte sunt acoperite comercial. Asta ce înseamnă? Că, spre exemplu, am să dau luna decembrie. Conform graficelor, MGRES trebuia să livrează 86% din energie electrică pentru malul drept, în afară de cea pe care o producem prin cogenerare, regenerabile și așa mai departe. Celelalte 14% au fost contractate de la nuclear electrica, o cantitate foarte mică, iar diferența... Din România. Da, din România. Iar diferența de pe piață, de pe UPCOM, iarăși, în funcție de grafic. Când s-a ajuns la final de luna decembrie și am făcut calculele, de fapt, de pe nuclear electrica și UPCOM s-au cumpărat nu 14%, dar doar 6%, ca să echilibrăm sistemul. Și pentru că dacă nu facem asta, riscăm să intrăm și să cumpărăm, să intrăm în niște penalități și să cumpărăm energie electrică de pe piața europeană mult mai scumpă. Deci, în mod normal, situația care este acum asigură în întregime consumul de energie electrică pentru malul drept și, de fapt, și pentru malul stâng. Dar continuăm să cumpărăm și din România energie electrică. Da, continuăm să avem acel contract micuț de 10 și 30 de megawatts pe oră de la nuclear electrică și atunci când este nevoie de a echilibra sistemul, se mai cumpără de pe OPCOM în anumite ore doar ca să asigurăm că sistemul funcționează bine. Deocamdată, pentru ce perioadă avem încheiat contract cu cei de la Cuciurgan? Am încheiat contractul zilele trecute pentru luna februarie și avem înțelegerea, așa cum am zis-o încă în decembrie, că se va prelungi și pentru luna martie. Întrebarea e dacă pentru luna martie există premize pentru a reduce prețul de achiziție a energiei electrice de la 73 de dolari ceva mai puțin, pentru că au fost vremuri când am achitat mai puțin. Am discutat și am răspuns de mai multe ori la această întrebare. Înțelegerea pe care am făcut-o la începutul lunii decembrie era pentru 4 luni, deci noi vorbim practic de prelungirea contractului. Vom avea o nouă rundă de discuții deja la finalul lunii martie să vedem care va fi situația și dacă putem să discutăm despre un preț mai mic. Deci există această posibilitate, probabilitate de revizuire a prețului. Da, după data de 1 aprilie, adică deja din luna aprilie. Da, dar ați văzut, probabil, cu siguranță și dumneavoastră, Alexander Slusser vă întreabă, de exemplu, citez: mi se pare corectă această abordare și formulare în contractul cu centrala de la Cuciurgan, în cazul în care Energocom întârzie achitarea energiei electrice livrate mai mult de 3 zile, se calculează penalitate pentru Energocom. Totodată, contractul nu prevede nicio sancțiune pentru termocentrala de la Cuciurgan pentru sistarea sau reducerea energiei electrice furnizate atunci când dorește ea sau cei de la Moscova. Am încheiat citatul. Cum se pare acest formular în contract și dacă nu e în dezavantajul malului drept. Domnul Munteanu, eu deja am să zic că este neserios să comentăm acest personaj. De ce? Din simplu motiv că declarațiile pe care le face de multe ori sunt rupte de realitate și înțelegerea situației. Și dumnealui este un expert deja în toate domeniile, și agricultură, și energetică, și tot ce vrei. Eu am spus și responsabilitatea mea personală și a guvernului a fost să asigurăm cetățenii cu energie electrică și cu gaze la cel mai mic preț posibil. Mie mi se pare grav și iresponsabil când un fost vicepreședinte de Parlament se leagă de niște cuvinte când în joc este securitatea energetică a țării și modul în care noi vom avea lumină, căldură în casă. Eu am publicat toate contractele, că eram acuzat de tot felul și dacă cineva s-a uitat atent în acele contracte, o să vedeți că am avut dreptate, că exista o clauză de confidențialitate. Mi-am asumat această responsabilitate pentru a demonstra, cred că, a 10-a și a 100-a oară. Nu există nimic ascuns în tot ceea ce facem. Și că obiectivul nostru major este ca țara să fie în siguranță din perspectivă energetică. Contractul la care face referință este pentru luna decembrie.
în decembrie am avut energie electrică. Cetățenii au avut de două ori scădere a tarifului. Asta contează. Și dacă vorbim cu responsabilitate și cu gândul la oameni, despre asta trebuie să discutăm. Nu despre o virgulă sau un cuvânt acolo. Și astea uneori pot cântări foarte mult. De acord, eu nu spun. Dar haideți să fim serioși și să spunem că acest comentariu în contextul acestui contract nu înseamnă nimic. Pentru că până la urmă a contat ca energia să fie livrată și oamenii să o aibă la un preț rezonabil. Aveți conștiința curată? Sunteți cu inima împăcată că în toată această perioadă de criză energetică, în tot procesul ăsta de achiziții, de identificare soluțiilor, nu s-a calcat strâmb, nu ați calcat strâmb, pentru că în spațiul public răsună acuzații, și dumneavoastră ați menționat, la adresa dumneavoastră, de lipsă de transparență, în primul rând. Vasile, eu din prima zi de când sunt la minister am spus că sunt cu inima împăcată, că toate deciziile pe care le-am luat în primul rând cu gândul la oameni și doi, fără niciun interes personal. Mai mult decât atât, toți colegii care știu că am rugat permanent la orice licitație, orice tranzacție să fie prezente toate instituțiile statului cu atribuții de control. CNA, Procuratura, Serviciul Informației și Securitate, oricine, ANRE-ul, societatea civilă. Iar când vorbim despre transparență, eu aș vrea și aici să avem o discuție iarăși serioasă. Ce nu a fost transparent? Da. De exemplu, colegii de la Watchdog au publicat o investigație, ați văzut-o cu siguranță și dumneavoastră. Nu, am văzut-o, mi-au transmis-o colegii, dar e lipsită de... Eu am zis, eu am tot respectul pentru colegii de la Watchdog, dar în momentul în care Secretariatul Comunității Energetice, care este cel mai respectat organism din Uniunea Europeană pentru țările în curs de aderare, când Secretariatul Comunității Energetice publică un raport în care arată pe cifre și cu date că Moldova a făcut cel mai mare progres în a implementa reforme în domeniul energetic și pe de altă parte apare un video care spune că avem restanțe, eu cred că este, cum, cel puțin nu este corect. Sau cel puțin, dacă vrei să spui o părere, spune-o în toate punctele de vedere. Pentru că din punctul meu și ce am reușit un pic să văd, seamănă mai mult a propagandă decât a relatarea informațiilor de fapt ce s-a întâmplat. Și eu pot trece în fiecare, sau punct cu punct, să arăt că de fapt în ultimul an jumate Moldova și-a schimbat cum radical politica în domeniul energetic și am făcut pași care acum ne asigură pentru prima dată în istoria țării că putem cumpăra gaz din multe surse, că putem achiziționa energie electrică din multe surse. Și asta este ce contează până la urmă. Da, eu caut o declarație pe care a făcut-o ieri ambasadorul Statelor Unite la Chișinău în cadrul unei emisiuni. Domnia sa iarăși se referea inclusiv la situația energetică din Republica Moldova. Spunea domnia sa că imediat găsesc și acea declarație. Da, îmi scapă. Bine, domnia sa spunea că Republica Moldova arată mult mai bine din punct de vedere energetic acum un an și că apreciază faptul că malul drept a ajuns la o înțelegere cu malul stâng în privința liberării energiei electrice pentru malul drept. Să revenim la prețul de achiziție de $600 pe care l-ați menționat, un preț de achiziție la care cumpărăm noi astăzi gaze naturale de pe alte piețe. Iarăși în spațiul public sunt formulate întrebări pertinente. De ce Republica Moldova astăzi utilizează gazele naturale procurate anterior la un preț de
aproximativ 1200 de dolari și nu utilizează gazele naturale, cantitățile cumpărate la un preț mai mic, astfel încât astăzi să putem vorbi despre o reducere a tarifului pentru consumatorul final la gazele naturale. Haideți să facem claritate și aici, pentru că... E simplu, dar asta nu schimbă lucrurile. De ce? Păi da, cum schimbă? Noi... E matematică. Deci, cum Energocomul, când calculează prețul la care livrează către Moldova gaz, este un preț mediu de achiziție a gazului sau un preț mediu a stocului existent pe care îl vinde către Moldova gaz. Că noi putem să mișcăm, da, poate un pic va scădea acum, va crește pe urmă, cu ce schimbă situația? Că matematic, media situația e... Situația ar putea diferită, pentru că iarăși mulți se întreabă de ce n-am putea noi utiliza gazele naturale cumpărate cu 600 de dolari acum, iarna, când consumul e mai mare, iar cele mai scumpe le utilizăm în primăvară, în vară, când consumul... Dar nu contează. În modul în care se va calcula tariful, oricum va fi acest preț inclus. Andrei Oaz a făcut o declarație în care a spus prețul, sau prețul gazului inclus în tarif la moment este de 960 sau 30 de dolari. Deci nu este 1200. Pentru că pe lângă prețul de achiziție, cei care spun așa uită să mai spună alte chestii. Deci noi avem taxe pe valoare adăugată de 8%, noi avem costuri de transport, noi avem costuri de furnizare, noi avem costuri de distribuție, noi avem costuri de stocare a gazului în depozitele din Ucraina. Ce se va întâmpla în mod normal este că odată ce noi începem să cumpărăm gaz mai ieftin, atunci prețul mediu a stocului la Energocom va scădea și el încet, încet. Asta este pe de o parte. Dar mai este și un alt argument. Pe piață, la momentul actual, nu poți găsi gaz foarte mult în cantitățile care să fie suficiente. Chiar dacă e ieftin. Chiar dacă e ieftin, pentru că trebuie să înțelegem că traderii sau cei care vând gazul, la fel nu vor să-l vândă ieftin. Așteaptă ca el să crească. Și dacă ne uităm la temperaturile de afară, în februarie se așteaptă temperaturi mai joase. Și cumva pe piață este o așteptare că prețul gazului va crește în februarie. Eu am să dau și asta am spus permanent. Noi am cumpărat din cele 300 de milioane de metri cubi, 300 de milioane de euro de la BERD, acea cantitate necesară prin peste 100 de licitații. Peste 100 de licitații începute încă în octombrie și finalizate în ianuarie. Deci nouă ne-a luat 2 luni și ceva ca să putem să cumpărăm acest gaz. Și la fiecare licitație cumpăram 5 milioane de metri cubi, 2 milioane de metri cubi. Au fost câteva zile în care am reușit să cumpărăm un pic mai mult. Pentru că nu găseam pe piață acel gaz și încercam permanent să găsim cel mai bun preț. Și eu am publicat graficul în care am arătat în fiecare zi când s-a cumpărat care a fost diferența dintre prețul de piață și prețul nostru de achiziție. Și veți vedea că am cumpărat în marea majoritate a cazurilor sub prețul de piață. Și acum la fel am cumpărat, am cumpărat cu aproximativ 630 de dolari o cantitate. Iarăși, care la un moment dat a fost mai mică decât piața sau în ziua în care s-a cumpărat a fost mai mic decât prețul de piață. Eu mi-aș dori, și cred că toată Europa și toți noi ne-am dorit să avem o predictibilitate, să știm că prețul este atâta, că nu va crește, nu va scade. Dar spuneți-mi, este cineva în țara asta care, sincer, poate să spună că, uite, eu știu ce se va întâmpla peste o lună? Noi suntem acuzați că am cumpărat gaz în luna noiembrie cu 900 de dolari. Poate acuzăm Germania care a cumpărat gaz în august cu 3000. Să ne aducem aminte care a fost politica Uniunii Europene la începutul verii. Rezervele de stat, de rezerve sau depozitele trebuie să fie pline cel puțin la 80% până în septembrie, dacă nu greșesc, la final de septembrie. Și nu a mai contat prețul. Și da, și haideți să ne aducem la minte de preț. Am avut preț de 3000 și ceva de dolari pe 1000 de metri cubi.
să înțelegem că noi suntem cei mai deștepți aici. În asta. Deci eu rog, și de asta mie îmi pare cumva un pic rău, că atunci când discutăm subiectul dat, nu discutăm despre cea mai importantă problemă. Că cea mai importantă problemă este să avem gaz. Și noi asta am făcut. Obiectivul nostru și prin planul de pregătire pentru sezonul de încălzire a fost foarte clar. Să facem suficiente stocuri ca să ieșim din iarnă. Aceste stocuri există. Aceste stocuri există. Acum, și am spus asta, cel mai important obiectiv pe care îl avem noi și la minister și la guvern este să ne asigurăm că în iarna 2023-2024 vom fi poate și mai bine pregătiți. Și deci, tot ce facem noi acum, inclusiv vizita mea de la București, a fost, noi suntem, nu uitați, suntem în ianuarie și noi discutăm despre iarna viitoare. Da, imediat trecem să discutăm în detalii și despre vizita dumneavoastră la București, dar până atunci o întrebare de o concluzie, dacă ar fi cazul să facem. Noi putem spune că astăzi Rusia a pierdut instrumentul de șantaj energetic asupra Republicii Moldova, având în vedere că stocurile cu gazele naturale, cu gaze naturale pentru Republica Moldova sunt la cantități suficiente pentru a depăși această iarnă. Eu nu aș fi atât de categoric în declarații, dar cu siguranță acea influență a scăzut considerabil. Evident, nu putem scoate din context regiunea transnistreană, care încă folosește gaz de la Gazprom, iar noi primim energie electrică de la Cuciurgan. Deci mai sunt câteva elemente care trebuie să le rezolvăm. De asemenea, să nu uităm că interconectarea fizică cu România încă nu este suficientă. Trebuie să finalizăm linia Vulcănești-Chișinău, trebuie să construim linia Bălți-Suceava. Deci mai este de lucru. Dar nu pot să nu fiu de acord cu dumneavoastră că acea influență care a fost doar un an jumătate în urmă nu s-a redus și este evident că asta s-a întâmplat. Da, până ajunge să discutăm despre vizita la București, vreau să vă întreb dacă ați văzut raportul prezentat, realizat de către Curtea de Conturi și prezentat în cadrul Comisiei Parlamentare pentru Economie, un audit realizat la Moldova Gas. Da, nu am citit întreg raportul, dar am văzut un rezumat pe principalele recomandări și ceea ce a găsit neregulile care au fost găsite de Curtea de Conturi. Da, acest document, de exemplu, scoate în evidență faptul că pretinsa datorie pe care Gazpromul o invocă că ar avea o Republica Moldova nu ar fi tocmai reală, de 700 și ceva de milioane de dolari. Păi asta zicem și noi încă de la început, că nu putem să acceptăm o datorie care nimeni nu știe de unde s-a format și cum s-a format. Acum avem acest raport a Curții de Conturi, în paralel se face auditul extern despre care am vorbit deja de mult timp. La ce etapă se află și când va fi încheiat? Deja a fost prezentat un prim proiect de raport preliminar. Colegii mai lucrează. Săptămâna viitoare deja vom avea a doua versiune. Din informația pe care o am, deja pe la mijloc februarie ar trebui să avem un raport final pe acest audit. Da, eu aș vrea să dau câteva detalii din acel raport. Sigur. Sumar. Deci, din raportul Curții de Conturi, datoriile companiei Moldova Gaz față de Gazprom nu ar fi reale, așa cum spuneam. Iar Curtea de Conturi mai precizează că au fost găsite nereguli în acte încă de la crearea companiei mixte moldoruse în 1999. Potrivit Curții de Conturi, activele fondatorilor au fost evaluate incorrect, ceea ce înseamnă că o parte din datoria pretinsă de aproximativ 740 de milioane de dolari ar fi trebuit stinsă din contul bunurilor pe care guvernul le-a transmis în capitalul social, dar și cotele părți ar fi trebuit să arate altfel. Deci, aceste constatări, domnule vicepremier, ne pot ajuta? Sunt argumente solide pentru a cere socoteală Gazpromului și pentru a ajunge la o înțelegere, la un consens, astfel încât să se facă dreptate și pe acest segment al problemei? Cu siguranță. Deci, noi, de fapt, asta și-a fost marea discuție, inclusiv atunci când am negociat acel contract care a fost semnat în 2021,
Noi din start am spus, noi nu putem să acceptăm o datorie neclară. Mai mult decât atât, noi nu putem să acceptăm o datorie care este una comercială. Și, repet, acest raport a Curții de Conturi plus auditul care îl facem va sta la baza viitoarelor discuții și negocieri ce facem mai departe. Or, evident că nimeni nu va semna pentru o datorie de 700 și ceva de milioane care are atâtea probleme în spate. Eu am citit că doar acele bunuri care nu au fost evaluate corect, vorbim la acea etapă de peste 300 și ceva de milioane de dolari. Sumă colosală pentru acele vremuri. Exact. Deci 3 miliarde de lei ar fi peste 300 de milioane de dolari. Mai mult decât atât. Sunt 300 de milioane. Da, sunt acele rețele care au fost date în folosință și nu se știe de ce nu au fost achitate. Mai mult decât atât, sunt tot felul de investiții, clădiri construite aiurea și probabil cheltuieli nejustificate. Exact, care iarăși nu este clar de ce s-au format. Deci, noi permanent am spus și asta am transmis și la către Gazprom, că nu este o problemă să ne plătim o datorie dacă este pe bune, dacă s-a format, chiar dacă noi am consumat și trebuia să plătim. Dar noi niciodată nu vom fi de acord să plătim o datorie nejustificată. Mai mult decât atât, o datorie a unei companii în care control majoritar l-a avut Gazprom, nu guvernul. Gazprom, peste 65%, ceea ce dețin ei, plus acele acțiuni care sunt pretinse a Teraspol Transgaz. Exact, exact. Deci, la ultima mea discuție pe care am avut-o cu domnul Miller, eu am pus întrebarea, care sunt acțiunile acționarului majoritar ca să rezolve problema? Și ce au decis ei? Au decis să reducă volumul de gaz. Păi asta cum o catalogăm? Vrei să ajuți sau vrei să pui compania într-o situație și mai complicată? Deci, evident că fără răspunsuri clare la aceste întrebări, lucrurile nu se vor rezolva. Da, haideți să trecem prutul, să discutăm despre vizita pe care ați efectuat-o zilele astea, chiar ieri, dacă nu greșesc, ieri, acum două zile, la București. Ați avut mai multe întâlniri cu diferiți reprezentanți ai statului român. Am văzut și o veste bună, că Opcomul va trece prutul și va putea fi operațional și aici. Mai întâi de toate vreau să explicați și pentru cei care mai puțin cunosc ce înseamnă Opcomul și ce avantaje ar oferi activitatea Opcomului pe teritoriul și pe teritoriul Republicii Moldova. Până atunci, permitem să mulțumesc în primul rând autorităților din România. Cu adevărat, am avut două zile foarte încărcate la București, în care, așa cum am spus mai devreme, am discutat în primul rând cum ne pregătim de iarna viitoare. Eu am transmis încă o dată mesajul că strategia guvernului în domeniul energetic este strâns legată de cooperarea cu România. Ori noi considerăm că sistemele energetic al Republicii Moldova și a României nu trebuie văzute separat, dar trebuie văzute ca un tot întreg. La comisia din Senat, o comisia care se ocupă de domeniul energetic, am fost cumva surprins și bucuros să aflu că și România lucrează la viitoarea strategie energetică. Am anunțat că și noi facem acest lucru și atunci trebuie să coordonăm aceste documente, să ne asigurăm că ce planificăm noi aici este în concordanță cu ce planifică România și invers, ca să ajungem într-o perioadă scurtă de timp ca să vorbim despre un sistem energetic comun. Poate facem o strategie energetică comună? Încă nu putem, cred că, să ajungem acolo, dar cel puțin principalele activități din asigurarea securității trebuie privite împreună. Și acum am să fac încet trecerea la Opcom, pentru că, de fapt, asta înseamnă. Și asta am spus noi, vrem ca Opcom să vină în Republica Moldova. Ce înseamnă Opcom? Opcom este o bursă sau o piață a energiei electrice în care cei care produc energie electrică se înscriu și o vând, cei care o cumpără se înscriu și o cumpără. Și este cel mai transparent mod de achiziționare și de vânzare a energiei electrice. Un instrument care scoate orice dubiu despre aceste tranzacții și permite ca această piață să funcționeze. Mai mult decât atât, sunt și anumite produse care sunt, spre exemplu,
dacă tu, sau este o companie, sau simți că ai nevoie de mai multă, un furnizor are, sau un distribuitor are nevoie de mai multă energie pentru ziua de mâine, poate prin această piață să cumpere energie pentru ziua de mâine, sau de la o oră la alta. Dacă azi știu că peste 3 ore voi avea nevoie de mai multă energie, pot foarte ușor prin acest instrument să cumpăr energie pentru orele următoare. Noi când cumpăram de pe Upcom din România, cumpăram de azi pentru mâine. Asta spuneam permanent. Deci cumva este cum un pic complicat pentru toți sau pentru publicul larg să înțelegem exact cum funcționează, dar ce trebuie să înțeleagă cetățenii este că odată ce această Opcom sau această piață este funcțională în Republica Moldova, asta va asigura că energia electrică va fi tranzacționată transparent și corect și la cel mai bun preț posibil. Acum, Opcom funcționează în România. Energocom s-a înregistrat în România și cumpăra de pe piața din România. Noi vrem în doi pași să aducem Opcom în Moldova. Asta înseamnă că ei vor deschide o filială sau o sucursală, trebuie să decide dumnealor, în Republica Moldova și toți cei interesați să tranzacționeze pe piață se vor înregistra pe platforma din Republica Moldova. Și urmează pasul 2 atunci când vrem ca piața din Republica Moldova și cea din România să fie unificată. Altfel spus, că dacă eu sunt un consumator din Moldova, să pot cumpăra prin platforma din Republica Moldova energie produsă în România. Și invers, dacă noi avem un surplus de energie electrică produsă în Republica Moldova și este un cumpărător din România, să poată să o cumpere direct de pe platforma din România. Știrea bună este că practic ieri am avut discuția, am agreat pașii următori și am primit cumva confirmarea din partea Opcom că ei sunt deschiși și în perioada următoare să vină și să facă toți pașii necesari pentru a se înregistra în Republica Moldova. Aici cred că vorbim de luni de zile sau poate chiar... Da, vorbim de, cred că până la mijlocul anului curent deja ar trebui să fie prezenți și poate chiar funcționari. Da. Deci, acolo spuneam că v-ați întâlnit inclusiv cu Virgil Popescu, ministrul energiei de la București, iar principalele priorități în domeniul energetic pentru ambele maluri ale Prutului au vizat următoarele subiecte: livrarea de gaze și energie electrică, interconectarea liniilor electrice de înaltă tensiune Bălți-Suceava, o altă linie decât cea de la Isaccea-Vulcănești, investiții românești în sectorul energetic din Republica Moldova și colaborare în domeniul energiei nucleare. Să le luăm pe rând. Livrare de gaze și energie electrică. Noi putem spera că începând cu sfârșitul acestui an sau începând cu anul viitor am putea procura în sfârșit cantități mai mari de gaze naturale din România? Noi așteptăm calcule inclusiv a producătorilor mari din România să vedem ce putem avea cât mai repede, dar discuția s-a axat mai mult pe ce facem pe termen lung și foarte lung. Ori știm că unul din proiectele Neptun Deep care se dezvoltă și în România are potențial ca după 2026-2027 să asigure cu gaz nu doar România, dar și Republica Moldova. Iar interesul nostru este să semnăm contracte pe termen lung ca să asigurăm țara nu pe un an, nu pe o lună, dar pe mulți ani înainte, ceea ce de fapt trebuia să se întâmple încă în trecut. La fel și pe energia electrică, am discutat să semnăm contracte inclusiv începând cu luna aprilie, ca să ne asigurăm că indiferent ce se întâmplă cu relația noastră cu Congres, Republica Moldova va avea energie electrică. Cum decurg lucrările la construcția liniei de tensiune înaltă Isaccea-Vulcănești? Decurg conform planului. Chiar la începutul anului am avut o discuție cu toți cei implicați, inclusiv cu compania din care a câștigat licitația. Suntem, așa cum am zis, conform planului și în prima jumătate a anului deja se vor începe propriu-zis lucrările de construcție. Deci vor dura până în 2024. Da, în următorii 2 ani linia ar trebui să fie finalizată. Linia de tensiune înaltă Suceava-Bălți
când ar urma să înceapă lucrările? Există un studiu de fezabilitate? Există ceva mișcări pe acest... Da, deci trebuie să spunem că cea mai mare parte a liniei trebuie să fie construită pe partea României. Această linie este introdusă în planul de dezvoltare la Transelectrica. Pe partea noastră avem nevoie să facem proiectarea liniei. Este clar că este a doua cea mai importantă linie de interconectare și la București am decis pașii pe care trebuie să îi urmăm ca să grăbim și să accelerăm această construcție a liniei. Deci va dura mai puțin decât la Isaccea Vulcănești sau nu? Ca timp total, cu siguranță mai puțin. Noi ne-am dorit ca, iarăși în termen de 3, maxim 4 ani, și acea linie să fie construită. Respectiv, am agreat planul pe care trebuie să lucrăm. Împreună cu mine în delegație a fost și domnul Aparatu, directorul Moldelectrica, care deja lucrează și la un memorandum cu Transelectrica, care să fie semnat și în baza lui să se înceapă propriu-zis proiectările și lucrările. Investiții românești în sectorul energetic din Republica Moldova, un subiect dureros, pentru că timp de 32 de ani tot malul stâng al Prutului a tot așteptat investiții românești, doar că din varii motive, inclusiv din cauza clasei politice de la Chișinău, mai spuneau foști decidenți politici din Republica Moldova, nu au fost posibile aceste investiții într-un domeniu atât de important pentru securitatea malului stâng. Când ar putea veni aceste investiții? În ce, sau în ce companii sau... Da, în primul rând, una dintre probabil cele mai mari investiții a fost gazoductul Iași-Chișinău, care este funcțional și ați văzut că în luna decembrie-ianuarie am transportat gaz prin el. Opcom este o următoare investiție despre care va veni și va activa pe teritoriul Republicii Moldova. Sunt și anumite planuri pe care le au anumite companii private, nu de stat, care vor să vină inclusiv în regenerabile. Uh-huh. Avem o companie și la Nord, de Red Nord, Feyenoord, care la fel se analizează opțiuni de a îmbunătăți activitatea acestor companii. Deci, prin privatizare sau? Noi analizăm acum, nu vreau să dau... Deci analizăm cum putem să facem așa ca acea companie să fie mai eficientă. Deci în acea companie ar putea fi și investiții românească. Sigur. Să nu uităm că însuși linia Bălți-Suceava de fapt se va conecta la Red Nord, în zona de nord a țării. Deci în acest context discutăm diferite opțiuni pe care să le analizăm. Inclusiv pe gaz este interes ca să extindă gazoductul Iași-Chișinău. Deci, respectiv, noi am arătat toată deschiderea și pas cu pas vom vedea unde suntem gata să ne mișcăm cu o viteză mai rapidă. Cu siguranță, principalul obiectiv în etapa următoare este Bălți-Suceava. Deci, aici este cel mai important să ne mișcăm repede. Și cumva... M-am bucurat să văd că și la București este o înțelegere foarte mare că această linie de interconectare trebuie să se construiască într-un timp cât mai rapid. Am ajuns într-un moment în care interconectarea energetică dintre cele două maluri ale Prutului nu mai poate fi ireversibilă? Eu am să fiu tot timpul mai atent. Eu cred că încă avem de lucru. Dar eu tare sper că următorii 2-3 ani să fie decisivi în acest sens. Colaborarea în domeniul energiei nucleare sună interesant. Ce ar presupune această cooperare în domeniul energiei nucleare? Pentru că în România, de exemplu, am văzut și investiții anunțate de la Washington pentru crearea unor centrale atomice modulare. Sunt două proiecte mari care se întâmplă pe domeniul nuclear în România. Este infrastructura de la Cernavod, unitatea 34, și se fac lucrări și la celelalte. Și plus deja ceea ce ați menționat, reactoarele modulare. Modulare, da. Noi, încă doamna președintă Maia Sandu a anunțat interesul Republicii Moldova pentru a fi parte a acestor proiecte. Ambelor proiecte.
Bun, nu am discutat ambilor, dar să fim partea proiectelor nucleare, astfel ca pe termen lung să ne asigurăm suficientă energie electrică. Este, din punctul meu de vedere, regretabil că am mai avut o șansă încă la începutul independenței, dar care nu s-a materializat. Discuțiile au loc la nivel foarte înalt. Doamna președinte știu că este în discuții permanente pe acest subiect. Noi am continuat să discutăm mai la nivel tehnic, să vedem care sunt reglementările pe care trebuie să le avem. Colegii de la Nuclear Electrica chiar au propus ca în perioada următoare să ofere niște burse pentru studenții de la Universitatea Tehnică care să meargă în România și să învețe, să preia acea experiență, pentru că trebuie să recunoaștem, în Moldova nu avem aproape deloc. Și încet, încet să ajungem ca să fim pregătiți pentru astfel de proiecte. Trebuie să fie foarte clar, aceste tipuri de investiții și de parteneriate nu sunt o chestie care se întâmplă repede și da, peste noapte. Adică chiar și proiectul despre care spuneați cu suportul Statelor Unite presupune o perioadă de minim 7, 8, 10 ani. Dar ceea ce credem noi că dacă începem acum, cel mai probabil atunci când ajungem după 2030 vom avea și anumite rezultate. Cu siguranță trebuie să fie foarte clar. Strategia energetică a țării noastre nu mai poate fi discutată pe un termen sau așa, pe termen de pompieri. Deci noi avem nevoie de acțiuni astăzi ca să asigurăm viitoarele generații, dar și țara pe viitorii 10, 15, 20 de ani cu resurse energetice sigure și care să nu mai depindă de anumite voințe politice dăunătoare statului nostru. Dar Chișinăul, domnule vicepremier, examinează posibilitatea construcției pe malul drept a unei stații mai mari, a unei centrale de producere a energiei electrice, pentru că sunt diferite tipuri de asemenea. Noi analizăm centrale. În primul rând îmbunătățirea infrastructurii de cogenerare de la termoelectrica și doi, noi totuși credem că ținând cont de resursele naturale pe care le avem, trebuie să grăbim procesul de investiții și de atragere a proiectelor în resurse regenerabile. Săptămâna asta am scos în consultări publice analiza de impact pentru modificări la legea privind energia regenerabilă și cred că la începutul verii suntem gata să lansăm licitațiile pentru proiecte mari de resurse regenerabile. Obiectivul nostru ca până în 2025 să avem minim 30% din energia consumată de țara noastră să fie produsă din resurse regenerabile. Am făcut un prim pas destul de așa bunișor, pot să zic, anul trecut, dacă atunci când în 2021 când am venit la guvernare se producea aproximativ 3,5% din ceea ce consumam era din resurse regenerabile. Pe final de 2022 avem aproape 6%. Deci aproape am dublat într-un an de zile și asta s-a întâmplat prin modificări la legislație, am ușurat procedura, am scos tot felul de scheme la eliberarea... Ar fi loc și de mai bine, probabil. Cu siguranță, cu siguranță. Vreau să zic că doar într-un an am reușit să, practic, să dublăm, dar obiectivul este ca în următorii 3 ani să ajungem la 30%. Și pasul mare care va fi făcut, va fi făcut anul ăsta. Deci, practic, anul ăsta noi vom da avize și schema aceea de sprijin din partea statului pentru proiecte mari. Deci noi vom da... cumva vom ajunge să semnăm contracte de peste 120, chiar și mai mult de megawatts de producere de resurse, de energie din resurse regenerabile. Și asta este un pas mare și o să vedem că în următorii 3 ani vom merge pe câmpurile din Moldova și vom vedea mai multe instalații eoliene și panouri fotovoltaice. Da, este important pe câmpurile din Republica Moldova să vedem sisteme de irigare și da, asta e o altă problemă dureroasă a Republicii Moldova, dar e responsabilitatea la Ministerul Agriculturii. Da. Exact, da. V-ați întâlnit și cu ministrul Sorin Grindeanu, da, omologul dumneavoastră. Ați vorbit despre poduri, despre interconectarea
căilor feroviare, vor apărea noi poduri în afară de cel anunțat deja? Da, da, vor apărea noi poduri. În primul rând vom reabilita până la capăt ceea ce avem. Se planifică extinderea podului la Albița, Leușeni, la Fălciu, vrem să și pe partea noastră la Cantemir, dacă... Și acolo va fi. Și acolo unde este un pod feroviar, vrem să facem și un pod rutier. Se analizează opțiunea la Stânca Costești să se construiască un pod, că acum se traversează pe baraj și nu este tocmai bine din perspectivă de securitate. De asemenea, pe calea ferată, poate în premieră, dar am discutat despre o posibilitate de a începe discuțiile și studiile de fezabilitate pentru calea ferată Chișinău-București cu ecartament european și de înaltă viteză. Cel puțin colegii și domnul ministru Grindeanu a spus că este un proiect în care crede și vor lucra ca să vedem cum putem să-l implementăm. Am discutat și despre extinderea capacităților portului de la Giurgiulești. Deci, cum eu am fost sau vin de la București foarte optimist că relația Republica Moldova-România pe domeniul de infrastructură, de transport, în anii viitori se va mișca și se va dezvolta cu o viteză foarte bună. Din cauza acestui război sau pe fundalul acestui război, portul de la Giurgiulești a demonstrat utilitatea și importanța. Există premize reale pentru dezvoltarea infrastructurii portuare acolo, pentru mărirea capacităților, cum ați spus dumneavoastră, da, în cât timp s-ar putea întâmpla acest lucru? Nu, cu siguranță, noi nu avem de ales. Ci trebuie să fie clar că portul de la Giurgiulești și nu doar cel care este administrat de Danube, dar și portul de stat are nevoie de investiții. Are nevoie de investiții, dar și de un plan serios de dezvoltare pe termen mediu și lung. Eu repet, din păcate, lucrurile acestea nu se vor întâmpla peste noapte. Dar tot ce facem noi acum, în următorii 5-7 ani, vor schimba radical logistica, capacitățile de transport, modul în care se transportă. Eu am fost la începutul anului pe tronsonul Tighina până la Giurgiulești și mă bucur să văd că proiectul se mișcă cu o viteză bună și va crește în perioada următoare. Dar ce am văzut acolo e dezastru. În sensul, calea ferată, cum arată ea, a fost construită în perioada comunistă, a fost reabilitată, dar bani crezi, exact, nu s-a investit și chiar și proiectul care noi l-am grăbit a trenat mulți ani la rând. Să vezi calea ferată din lemn, cu mi-arătau inginerii cu riscuri iminente de deraiere și asta să-mi arate tronsoane pe care se merge cu 10-15 km pe oră. Deci noi suntem rămași, scuzați-mă, în urmă cu mulți ani. Și este clar și pentru mine, și pentru România, și pentru toată Europa, că această situație nefericită din Ucraina trebuie să mobilizeze. Să ne mobilizeze, să ne mișcăm cu o viteză în care să nu mai permitem niciodată ca să nu facem lucrurile la timp. Și repet, portul de la Giurgiulești, așa cum ați spus, și-a arătat importanța și utilitatea în această situație, dar din punctul meu de vedere este păcat că nu am putut să folosim toată infrastructura nu atunci când este război, dar pe timp de pace. Și să creăm locuri de muncă. La Basarabeasca, cei care repară acum calea ferată, au zis că doar la începutul proiectului au creat 100 de locuri de muncă. 100 de locuri de muncă într-un orășel Basarabeasca care este micuț, comparativ cu celelalte orașe din țară. Dar 100 de locuri de muncă s-au creat și salariile sunt bune. Și noi, cu proiecte de astea ambițioase, mari, așa trebuie să mergem în continuare. Și 2023 trebuie să fie începutul
pentru proiecte ambițioase mari care se miște cu viteză bună. Și care vor genera inclusiv locuri de muncă. Care locuri de muncă, salarii, va impulsiona economia. Gata, până aici, nu mai există o altă cale. Vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție, pentru participare la această emisiune. Nu mai avem timp, din păcate. Și eu vă mulțumesc.